Săptămâna aceasta, Muzeul Unirii din Iași găzduiește expoziția colectivă de arte plastice Armonii în timp. Proiectul reunește o selecție de creații artistice concretizate în lucrări de pictură, iconografie, pictură naivă, design vestimentar și sculptură, semnate de profesorii și elevii Școlii Populare de Artă și meserii din Bacău. La vernisajul din 15 martie au participat personalități importante ale spațiului artistic ieșan și bacăuan. Evenimentul a fost prezentat de managerul Complexului Muzeal Național Moldova Iași, dr. Lăcrămioara Stratulat și de profesor dr. Constantin Tofan de la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași. Și avem un nume foarte mare aici și anume Bădița Măric, îmi place să-i zic așa, pentru că este considerat cel mai talentat și cel mai important nume a artei naive din România. Dar nu numai dânsul expune aici, ci și profesori cum ar fi Carmen Voisei, o foarte talentată pictoriță, Cristina Cojocaru. Scopul nostru este să promovăm tineretul și să-l învățăm să facă expoziții în spații deja foarte cunoscute, cum este și aici la Muzeul Unirii. Manifestarea plastică reprezintă o incursiune plină de dinamism în sferele creației, ce a invitat deopotrivă elevii și profesorii să-și etaleze capacitățile artistice. Este o expoziție de mare diversitate și cromatică și tematică, dar care în final creează un tot unitar, un ansamblu foarte interesant, de mare forță și mare expresivitate. Și ce este interesant, că pe lângă zona aceasta artei populare, este o concurență, aș spune, pentru arta profesionistă. Expoziția Armonii în timp, găzduită de Simezele Muzeului Unirii din Iași, poate fi vizitată până luni 20 martie 2017.